și Mihai cu O Nestemat. Despre cine e vorba? E vorba de un diamant vocal, eu îi zic un fenomen vocal, este eleva Academiei mele de artă din Constanța, se numește Ines Roată, tocmai a luat în Bulgaria niște premii importante și o să vorbim după ce ne cântă, ca să vedeți ce voce la 8 ani, ea de la 7 ani cântă fabulos, dar iată-o la 8 ani cum poate să cânte. Să o ascultăm, Ines! Future, teach them well, let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of joy, make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero.
tratăm cât de curând tarta cu vișine, pentru că dispare într-un contracronometru din farfuriile noastre. Până atunci însă, Ines nu dorește tartă. Mihai ar dori. Trebuie să-mi vorbești despre această prințesă. Îți spuneam că am o academie de artă în Constanța de 10 ani, iar Ines este eleva noastră, o elevă emerit. Peste... A fost în Bulgaria în weekendul trecut și a cucerit Bulgaria, a luat premiul 1, 2, 3 pe toate planurile ei, a cucerit și la interpretare și la creație. Este o voce fabuloasă și fenomenală. Ines, un minut cu tine, ce-ți place ție? Muzica, nu? Da, mie îmi place foarte mult. Vrei să fii precum Whitney Houston sau? Whitney Houston sau Laura Stoica? Sau Laura Stoica. Foarte frumos. Cum este Mihai? Mihai este foarte bun. Ea are o profesoară, Elena. Eu am mai mulți profesori la școală și predă o tipă extraordinară. Ai 150 Elena. De copii, nu? Am o grămadă de copilași. Nu toți sunt, unii sunt debutanți, dar ea are vreo 2-3 ani la noi. Nici cred că nu are 3 ani și e fenomenală la vârsta ei. Doamnelor și domnilor, recomandarea noastră de astăzi, Ines, o voce absolut senzațională, recomandată de Mihai 3 sarești de noi. Mulțumim foarte mult, Mihai. Noi mulțumim. Cine a muncit, adică Ines și cu Mihai, la tartă. Cine nu, abia acum trebuie să muncească, doamnelor și domnilor. Fratele nostru Mihai Napa a venit împreună cu Nelly și cu trupa sa senzațională, să cântăm.